Bine v-am regăsit, dragilor, la un nou minut de conștientizare. Numele meu este Alexandra Mihărtescu și sunt ghidul vostru înspre a vă cunoaște mai bine de data aceasta, din perspectiva relațională. Am numit, apropo, acest uh, proiect Minutul de Conștientizare, nu pentru că ne-am încadrat într-un minut, este destul de greu să mă încadrez și în câteva minute, dar pentru că acel minut în care conștientizez, în care apare, aha-ul, aha, aha de-aia se comportă soțul meu așa, de exemplu, sau uite, aha, de-aia face, nu știu copilul meu nu știu ce anume, că vorbim acum de relații, da? Pentru că are vibrația interioară asta și pentru că valorile lui interioare, am putea să spunem așa, au de a face cu partea aceasta. Bun. Mergem mai departe și ajungem la cei cu vibrație interioară 5. La cei cu vibrație interioară 5, adică cei născuți în data de 5, cei născuți în 14 și în 23, bineînțeles. Nu, ce să vezi, în relații, pentru o vibrație interioară 5, cuvântul de bază este libertatea. În momentul în care un om, fie că sunteți voi, fie că sunt persoane din preajma voastră, îngrădirea libertății este unul dintre cele mai rele lucruri pe care le puteți face unei vibrații interioare 5. Nu înseamnă că nu va putea sta, dar nu înseamnă că va fi și fericit acolo, sau împlinit, sau cumva frustrările și tensiunile interioare nu o să apară pentru că cinciu caută să, să, exploreze extraordinar de mult, cu mult mai mult decât o face treiu și este un carismatic de fel. Persoanele cu vibrații interioare cinci sigur sunt carismatici, imediat intră în vorbă cu cei din jur, pot cumva să creeze relații imediat cu cei din jur. Strălucesc că cinciu este steluța și atunci de foarte multe ori acaparează lumina acolo unde apar sub diverse forme, atât într-un sens pozitiv poate să o facă, cât și într-un sens negativ. Lumina refer reflectoarelor se poate pune și pe aspectele bune pe care, sau lucrurile bune pe care acest om le face cu vibrații interioare 5, cât și pe aspectele negative. Uite, de exemplu, dacă vorbim despre un copil și aveți un copil cu vibrație interioară 5 și vreți să relaționați cu el, dați-i libertate de exprimare. Dați-i libertatea să facă acele lucruri pe care și dorește să le facă. Bineînțeles, în cadrul totuși a vârstei sale, a siguranței sale, bineînțeles, dar dacă veniți cu 100 și 1000 de reguli și cu 100 și 1000 de chestii pe disciplină, ea este importantă și necesită făcută și la un 5, dar făcută cumva și ca și la un 3 în, punct, în anumite puncte, mai distractiv, mai pentru că 5 se plictisește repede și e posibil să se plictisească repede și în relații, dacă acele relații, bineînțeles, nu sunt interesante. Dacă acele relații eu nu pot să călătoresc, de exemplu, cu oamenii respectiv să, simt, să mă simt liber în, în, în alături de omul respectiv, dacă mă verifică din 5 în 5 minute unde sunt și mă sună de 200 de ori pe zi, atunci și eu văd asta ca fiind ce? o privare de libertate, adică eu nu pot să fac mai nimic dacă îmi sună telefonul sau mesaje sau știu ce alte lucruri de genul acesta, atunci cu siguranță... Um, Cinci va face tot posibilul să fugă din acea relație. Și chiar dacă va sta, nu va fi un om fericit. Cum spuneam, va fi foarte, foarte frustrat. Mai mult decât atât, Cinci poate să fie și el destul de competitiv. De dragul reflectoarelor și luminii reflectoarelor apare această competiție. Nu neapărat că își dorește el foarte mult să stea acolo pe podium, pentru că are de, ce? de explorat alt podium, ca să zic așa, sau alte scene. Cinciu poate să joace foarte bine ca orice rol, și este un om. Dacă sunteți într-o relație cu el, este un om care simte nevoia să trăiască prin toate cele cinci simțuri. Și atunci, știți, dacă nu știți, partenerul de viață, spre exemplu, și ceva pe vizual, și ceva pe olfactiv, și ceva pe, da, îi faci și o gătești ceva care miroase bine și arată bine, spre exemplu, sau te gătești tu într-un fel anume, da, miroși într-un fel anume, atingi într-un fel anume, da, toate cele cinci simturi, pentru că așa este lui mai ușor și e satisfăcut mai pe deplin în ceea ce privește curiozitățile pe care le are. Dar în latura negativă, 5 se poate împrăștia extraordinar de mult, ca și 3 dar cum e un pic mai mic așa în împrăștiere, dar are și el împrăștierea lui. Ideea este că da, se poate împrăștia efectiv și poate să înceapă 70.000 de mii de chestii și nu le mai finalizează sau le lasă în coadă de pește, pentru că spuneam că se, plictise, se poate plictisi destul de repede. Totul depinde de modul în care puneți lucrurile în relație cu el, cât de monotone sunt pentru el sau cât de interesante. Dar uite așa, ca să facem o diferență între 3 și 5, dacă 3 îi place latura asta de socializare, joc, da, mergem să ne distrăm, da, așa, nu știu, jucăm o carte, ieșim la un foc de tabără, facem anumite lucruri din astea așa mai restrânse, oarecum. 5 eu, mergând așa într-o extremă, oarecum e la care cheltuie 15.000 de euro pe o șampanie la loft în Mamaia sau știu eu pe unde, da? Bine, nu toți cinci ori să facă asta pentru că nu toți își permit, dar uh, au această tendință de a duce distracția la un nivel diferit pentru că el este non Da? Adică el, uh, nu te-aștepta de la partea unui cinci uh, la păstrarea regulilor. Dacă ești într-o relație, de exemplu, de colaborare pe business, e posibil oricând să răzgândească sau pur și simplu să schimbe, schimbe să se ducească cumva, să schimbe termenii, da? Iată, nu mai vreau așa. Am avut nu știu ce inspirație, și bă, facem altfel. Mai stă, mai stă ce mai stă. Mai... Nu, no, stai că am mai descoperit o chestie, am mai explorat, am mai studiat, mai da, hai să progresăm, hai să mergem în partea aia. E ca o, un vapor care uh, explorează fiecare colț și când termină de explorat, nu știu, trece pe uscat și explorează și acolo, și așa mai departe. Problema este când se termină cu exploratul. că acolo poate să dea mult în aspectele sale negative. Dar e un mic îngeraș în anumite momente și un mic drăcușor pentru că este pentagrama. Dacă întoarcem pentagrama, o să vedem, da, cinciul ăsta că se transformă într un mic drăcușor. De altfel drăcușor plăcut, să ne înțelegem, dar așa mai diabolic poate în anumite momente și în loc să evolueze, involuează dar alături de persoanele acestea nu vă plictisiți niciodată în relație, totul este spontan, da, de cele mai multe ori și acum depinde și de rolul social, că dacă o fi un cinci și născuți în luna a patra, deja le îngreunează un picuț lucrul ăsta și e posibil să-și manifeste mai multă vibrația socială, dar nu. No. Rămâne de discutat aceste aspecte, sunt deja detalii punctuale în funcție de zilele de naștere. Eu aici vorbesc la nivel un picuț mai general, dar chiar și așa vă ajută să conștientizați foarte mult, iar cei care vreți mai mult puteți să urmați un curs de numerologie. Anatol Basara, pentru că de la ei știu multe fel de informații, are un curs de numerologie pe asociația numerologilor.ro, un curs bazic de numerologie pe care îl puteți folosi și îl puteți achiziționa. Pentru uh, aprofundarea numerologiei chiar direct de la maestru. Dacă nu, când va fi, vă aștept cu drag la cursurile mele de numerologie, dacă asta doriți și simțiți. Până data viitoare, vă doresc spor la conștientizări.